mergem acum către Londra, doamnelor și domnilor. Suntem într-un taxi la Londra, unde trei generații zâmbesc foarte frumos. O vedem pe Adina, o vedem pe fiica ei, o vedem pe mamă. Ce căutați, doamnelor, la Londra? Am fost în vizită la Londra, am fost în vizită la Sara, care lucrează și locuiește o mare parte din timp aici, dar am avut bucuria să participăm și la festivitatea de absolvire a masteratului la UCL. Sara a terminat masteratul anul trecut, dar din cauza pandemiei festivitatea s-a făcut anul acesta. Deci noi anul acesta vom avea două festivități de absolvire, apropo de copilul Sara, care nu mai e așa un copil, cea de la masterat acum și în octombrie va fi cea de la Lausanne, de la facultate. A terminat facultatea acum 2 ani, dar din nou, din cauza pandemiei, nu s-a făcut atunci festivitatea. A fost super emoționant și pentru noi și pentru mama, care s-a bucurat enorm să fie aici cu noi și cu Sara, mai ales cu nepoata ei. Îți dai seama ce bucurie mare. Chiar a fost foarte frumos. Ce emoții. Asta, doamnă, vă rog să-mi spuneți cât de mândră sunteți de fetele dumneavoastră. Extraordinar, de amândouă. Păi da? Nici nu știu de care din sult. Dar oricum de amândouă, fantastică. Foarte frumos. Aplez mai devreme, să știi, intru cu voi live, aplez în mașină și ne-a zis că de emoție și a zis că ieri n-a putut să plângă pentru că era așa de multă lume și, mă rog, și profesori și nu știu ce, și n-a putut să plângă și astăzi în mașină i-au dat lacrimile. Cu întârziere, un pic, și a zis, mă, ne-am plâns ieri și tu ce faci, plângi astăzi? M-am bucurat că am fost de față la emoțiile astea și, și că am prins, că am mai trăit să văd acest moment minunat. Sunt convins că e un moment absolut minunat. Da, pentru dumneavoastră e momentul ca Sara să ne spună cum a trăit acest moment și cât de bucuroasă a fost să o aibă și pe mamă și pe bunică alături de ea într-un moment foarte frumos al vieții ei. E bine, ce s-a contat enorm, mai ales faptul că am avut alături ieri, că am putut să le pândă prin ocurile de pătărate, preferate. Orice fac acum dar bucuri și povestesc ceva, acum o să ai de imaginea în cap, o să asociezi imaginea cu locația. E foarte frumos pentru cei care n-au mai văzut Londra de mult. Facem și o excursie prin Londra, încetul cu încetul, prin centrul Londrei. Adina, sunt convins că e un moment anume, dincolo de ceea ce știm despre tine, despre ceea ce construiești și ceea ce faci. Cred că este un moment de o emoție aparte. Pe bunică o înțeleg și îmi dau seama, la 80 de ani să vadă acest moment, să intre în toată această lume, este o mândrie fantastică. Dar pentru tine cum a fost, dincolo de ceea ce știi și poți tu să faci? Sunt mândră de Sara și zici seama, să știi că, nu știu, copilul tău a terminat masteratul la o facultate de prestigiu cu distinție, pentru că trebuie menționat și asta, este printre primii, a fost printre primii la masterat și printre primii și la facultate. Și normal că sunt mândră. Ea tot timpul îmi spune, îmi doresc să fii mândră de mine. Păi, Doamne Dumnezeule, ai depășit toate așteptările. E o bucurie, nici nu pot să vă descriu în cuvinte. Am fost pur și simplu nu emoționată. Deci aveam așa un nod în gât și îmi venea să plâng în continuu. Credeam că ne-a comentat Sara amuzată, noi fiind o cașcă mai mare acolo, sos în sine, că ne-am țipat, știi? Dar nu eram atât de emoționați cu toții și ne uitam fascinat la ea pe scenă, încât n-am țipat să-i facem în galerie. Bine, ea glumea, bineînțeles, zice, măi, trebuie să am o discuție cu voi, că rolul era să faceți galerie. Zic, vă, până la galerie m-am emoționat așa tare, mai și filmam cu o mână și se-i și vede că îmi tremură mâna cu telefon, așa era toată leșinată. Dar a fost foarte frumos. Recunosc că a fost extrem, extrem, extrem de frumos. Da. Și mulțumesc! Eu îți mulțumesc, dacă nu erai tu, nu eram aici niciodată. Și dacă nu era bunica, și dacă nu era bunica.
Sara a zis că dacă nu eram eu, nu ajungea aici niciodată. Și mama zice, și dacă nu eram eu, la fel. Corect. Sunteți adorabile, doamnelor. Vă urez drum bun. E un moment absolut minunat. Ne bucurăm, Adina, că am fost alături de tine în acest moment de grație al vieții tale. Să fiți fericiți și, Sara, ne mai vedem de unde o să mai fii tu, că ne-am mai ținut prin lume după voi și o să ne mai ținem în continuare. Vă mulțumim mult, ne-a ajutat și netul. Netul bun în Anglia, ce să zic. Pa! Te salută și cu prietenul nostru Iulian Olar. În emisiune. Da, așa? Cu ea veni prima dată la tine în emisiune. Da. Are Adina Anglia bună. Da. Am gătit împreună. Bravo. Ai văzut? Nila, ai venit cu el și aici a rămas. Mulțumim foarte mult. Aia este. Unde pune mâna Adina, a crescut. Mulțumim foarte mult, Adina, Sara, o pupăm pe mama, drum bun și să ne vedem cu bine. Mulțumim.